Salut, prieteni! Printre sketch-urile care le mai fac așa mici glumițe, totuși ne păstrăm un picuț decența. Și uite, în seara asta m-am gândit să vă gătesc o omletă, zic eu, o invenție așa pe moment. Despre ce este vorba? Prima și prima dată am să coc o jumătate de pâine, o tăiem, suntem sandwich, da, o aplatizez și o să o pun în tigaia grill. Tigaia grill este pe poziție și când se încinge, o să punem pâinica noastră. Până atunci, spargem frumos două ouă. Unu. Doi. Ok. Îl asezonăm cu sare. Piper. Ok. Și un ingredient care mi-a venit în minte, parmezan. Punem cam să fie de vreo 2-3 linguri. Ok. Închidem pungulița. Tăiem mărarul care l-avem pregătit aici. Da? Avem o ceapă. Nici prea mare, nici prea mică. Vreau să o tai mai solze, așa, mai mărișoară, mai grosier. Totuși să-i simțim un pic aroma. Și le combinăm. În momentul ăsta punem pâinea la copt. Și amestecăm ouăle. Controlăm pâinea. Este în perfectă stare. Da? Cam așa arată amestecul nostru. Putem să-i mai adăugăm puțin piper. Și pregătim tigaia pentru ou. Pâinica noastră va fi un picuț dată cu ulei de măsline.
și păinica noastră este coaptă. O lăsăm pe tocător la răcit. Și schimbăm tigaia. Un picuț de ulei de măsline. Ia uitați. Și acum coacem omleta. Ia uitați. O lăsăm să se coacă bine până să fie întoarsă. Ne convine să luăm o spatulă din lemn, să o dizlipim în caz de se lipește ușor. Da? Ok. Și acum ne pregătim să o întoarcem. Da? Omleta noastră este coaptă. Doar un pic o mai lăsăm, putem să închidem chiar și focul. Tigaia este destul de fierbinte. Da? Și acum ne pregătim să o scoatem. Ia. Îndreptăm un picuț imaginea. Ok. Uite așa, prieteni. Omleta mea o să intre între aceste două felii de pâine, da? O... Ia uitați voi, prieteni, aici ce minunăție am făcut.
Așa arată sandwich-ul meu. Și dacă v-a plăcut, vă aștept și pe voi cu abonare, cu un like și cu alte idei de mâncare.